Acolo. Ce ați făcut voi în Republica Moldova? Cătălin are voie să povestească. Adică pe el o să-l întreb. Pe voi o să vă scutesc de o noapte pe Preș. Nu mai e chiar tot un rusă, nu? Preșul de om, băi. Nu mai. Seara noastră în Chișinău s-a terminat la propriu pe Preș. În sensul că eu m-am culcat pe vorul hotelului și ăsta m-a luat de mână așa și m-a tărâit până în cameră. Am avut și eu așa ceva. La un moment dat. L-am descălțat să-l pun în pat. A fost drăguț. I-am cântat Nani Nani. Sunt obosit, mă. Obosit. Când stai în picioare pe scenă acolo, că ți-e umflă picioarele de la stat, la stand-up. Ce faceți, mă? Vă dați în primire acum? Și numai cât obosești, se duce, știi, vișinata la gură, că-s paharele mici, așa, știi? Mamă, te trezești cu o febră musculară. Ce să faci, măi, omule? Să te înveți din vișinată, e rău. Eu am vrut să-mi iau pai la oameni, dacă aveam febră musculară. Trebuie să bei o tonă. Dar dormind pe hol în chiloți cu capul pe sticla de Jack Daniel's, vi s-a întâmplat vreodată? Nu. Povestesc de la un prieten. Mi-a ferit Dumnezeu. Băi, băiatule, așa a trecut săraca și patroana stabilimentului. Dar tu nu te-ai certat și cu... restaurantului, a hotelului. Nu te-ai certat și cu Iisus prin Maramureș? Ba da. Ce a făcut? A venit? Era Brad Pitt. L-am întrebat. El venise, dar am întrebat o preoteasă, dar de ce l-a spus pe Brad Pitt pe perete? Vai, dai Domnul nostru Iisus. Eu aveam 2 litri de horincă la bord. După ce rupsesem și căluțul copilajului de lemn, pe care l-am băgut surcele direct. Da, oră, deci m-am oprit. Dacă l-ai văzut pe Brad Pitt în loc de Iisus, e groază. Știi că, bă, unul la unul era. Și vezi că face invers, adică s-a uitat la... Când s-a uitat la filme, zice, domnule, ce bine joacă Iisus Hristos. Bă, da, bă, era un Iisus așa stilizat, adică... S-a despărțit Iisus de Angelina. S-a despărțit, da. Deci, Chișinău a fost doar încălzire. Sală mare. Sală mare... Mai mare decât sala Palatului? Nu. Sală mare, păstrăm proporțiile, știi? Adică la câți oameni ne cunosc pe noi acolo, au fost câteva sute de oameni la show. Au fost 600 de oameni. 600 și ceva de oameni, da. Noi am avut emoții că, știi cum e, scapi un cuvânt greșit, nu știi în ce apă te scalzi, da. Dar a ieșit extraordinar. Ne-am panicat, el mai are un tic, de exemplu, Cortea, la o glumă pe care o construiește, zice, nu mai râdeți, mă, cam ia-ți curul, știi? Da. Asta în România, zice. N-ați spus că a ieșit pizdeț? A ieșit pizdeț. Dacă n-a zis asta, aia râdeau sau cu toți, așa. Domnul Corti a zis să tăcem, că dacă nu îi mâncăm curul și nu mai bine să tăcem. Da, mă, vorbesc serios. E ciudat. Reacționau foarte repede. Adică râdeau la alte chestii, n-aveau anumite... Da, pe unele le iau personal, nu? Da, n-aveau anumite repere. De exemplu, știau cine e Andrei, nu știau cine e Scărlătescu. Erau... E o chestie ciudată. A, gata, mă, înțeleg, trebuie să adaptezi glumele exact cum pățim noi când ne uităm la stand-up-uri americani. Că da. Unele nu le înțelegi pentru că sunt chiar personaje locale. Dar, fac referințe la personaje locale. Noi am și mers după aia la un club de comedie să vedem niște comedianți de acolo și nu înțelegeam panciurile pentru că erau chestii de ale lor. Erau E și firesc până la urmă. Da. La ei mai vin, adică sunt în turneu și comedianți ruși? Acum aici că nu. Adică domnul Capatos acum probabil că nu. Eu am fost trimis. Acum am fost așa. Noi am fost trimiși ca spioni acolo. Dar până da. Informațiile sunt următoare. S-au oprit Caterin care rusească acolo. Băi, nu mai râde nimeni. Ei mai vin, dar nu mai râde nimeni. S-ar putea să... E ca aia, vizitează tu Rusia, până nu te vizitează ea pe tine, cum am vorbit cu Marina Almășana. Nu, dar veneau ruși, acum veneau, da. Pe vremuri daci, că ei erau la am omis faptul că nu, acum nu mai pot veni, da. Eroarea mea, dar până atunci veneau. Ei erau reperele. Țin minte că acum 6 ani am fost și eu cu micuțul acolo și am deschis spectacolul și țin minte că la tot ce se raportau ei era comedia rusă. Da. Și tot așa am făcut la Casa de Cultură de acolo. Și la un moment dat, în timpul show-ului, a coborât o doamnă secretară, era un alt coleg pe scenă, era Claudiu Popa, și a venit la mine. Eu urmam să urc și a zis, îmi cer scuze că vă deranjez. M-a auzit la colegul dumneavoastră pe scenă cuvântul acela. Puteți, vă rog, să nu mai ziceți cuvântul cu P? Și a zis, da, nu putem, vă dați seama. În timp real, știi? Nu te mă dai. Și am zis, dar de ce nu putem să zicem? Îl deranjează pe... Și zic că... Pe țânțarul ăsta, vedeți țânțarul ăsta. Și am zis, dar ce am putea face? Și a zis, zice și dumneavoastră pix. Nu cred. În loc de pe, ziceți pix, vă rugăm. Ah, mamă. Și a plecat așa într-un con de umbră.
Dar cum ei sunt, sunt rusofili, ei în 80% sunt rusofili. Asta am și spus la început, că păcat că... E un sondaj proaspăt în care întreabă dacă vor spre România, care nu e, și spre Rusia, și au spus că toți vor spre Rusia, că România e țara sărată. Când spunea că toate piesele, toate melodiile sunt traduse în rusă, păcat că ei încă sunt orientați spre... Da. Adică asta că ai unirea sunt cu România e pierdută de mult. Trenul s-a, da, s-a pierdut. În schimb, recomand. Străzile sunt foarte late, nu sunt mașini, poți să te plimbi, orașul e fantastic. Exact. Trotoare mari. Unde? La Cricova, sub străzi, ca să zic așa, că și, acolo, și pe acolo sunt. Am fost la vișinătărie acolo. Nu, dar am băut niște Cricova, am băut. Mamă, că e crama de acolo. 350 de kilometri să pați. A, tu ai fost? Eu am fost la Cricova de acolo. Da, și mergi cu mașina pe sub pământ? Mergi cu mașina pe sub pământ, sunt 350 de kilometri să pați tunel. Nu în linie dreaptă. Tot felul de, sunt cu străduțe, au nume. Și în loc de pereți, butoaie de mine. Și în loc de pereți, da. Deci un fel de metro roman, un metro moldovenesc, nu? Metro, e ceva incredibil, adică e ceva incredibil. Chiar e o minune, e ceva de vizită. 1 aprilie. 1 aprilie în București. 1 și 2 aprilie, și sala 2 Palatului. Cu altă garnitură, nu? Uh-huh. Noi facem un felul următor. În fiecare an, adică sunt headlinerii, cum e Cortea, cum e Bucălaie, cum sunt eu. Dar mai sunt și... ești un om extraordinar. Pentru mine, pentru mine tu ești... A vrut să zic, ce vrea Cătălin să zică? Anul ăsta sunt așa, două spectacole, pe 1 și pe 2, headlinerii Bordea și Cortea, iar în cele două zile mai sunt pentru și Miller și Openeri. Eu sunt luni cu Gherghe și cu Teo Ioniță și marți este Teodora Nedelcu cu Drăcea și cu Teo Ioniță. Da. Da. În fiecare an se fac aceste spectacole. Fiecare an sunt oameni care nu au fost la sala Palatului. Adică sunt oameni care au activat la club, au activat în țară, așa, dar nu au fost niciodată la... Oameni cum vorbeai de artiști? Vorbeți de artiști, dar cum e Teodora Nedelcu, cum e Teo Ioniță, cum e Gherghe și așa. Adică n-au fost la atâția oameni, știi? Și cumva îi scoți în fața oamenilor și să arăți, uite, sunt cei mai buni, unii dintre cei mai buni comedianți din anul respectiv, știi? Aha. Cel puțin asta e părerea noastră. Păi și ei au show-ul lor separat? Și au show-ul, nu au show-ul lor, adică urcăm pe rând, știi? A, o să fii și pe doi voi? Da, eu cu Cortea o să fim în ambele zile. A, gata, și apoi acum în fiecare zi... Aveam altă împărțire, de-aia nu înțelegeam cum... Păi da, deci ei sunt carnea de vită, care sunt și luni și marți, pe 1 și pe 2, și garniturile se schimbă. Păi ce nu te au luat în ambele zile? Legumele vin după. Tu pentru mine, pentru mine... Trebuie un fel de premiile muzicale, nu? Cum ar fi în muzică? Un fel de, cei mai buni... Best of din anul ăla de la club, știi? De la clubul vostru. Da, și care n-au urcat niciodată pe scena Sălii Palatului, că așa mai sunt, niște comedianți extraordinari. Da, acum, Ana, fiecare are grupul lui pe care îl promovează. Înțeleg că a apărut acest, de care vorbeam cu Nathan Ticu, acest podcast plătit sau ce era, e un fel de... Ce au făcut ei? Cine? Platformă. Platformă de comedie. O platformă plătită. Comedy Box. Comedy Box. Unde, cu tot respectul, dar nu am nimic cu oamenii aia, dar nu sunt strânși toți. Că ideea asta era să fiți pe o platformă toți. Dar probabil că e greu, ca și la noi în televiziune, încă există... De ce nu e o singură televiziune? Exact, voi de ce nu faceți tot? Noi nu depindem de noi. Știi? Da. Voi ați depinde de voi. Că noi suntem pe la fiecare pe la angajat. Să nu deranjăm... Da. Voi ați putea să vă uniți pe o platformă, mai ales dacă e vorba de o platformă plătită. Știi? S-a mai încercat. Vă împărțiți banii și cu asta bani. S-a mai încercat. Și mai au chestie. 5 ani. Sunt platforme cum e Netflix-ul, care așa, care au bani mulți. Când fac că iau producție, se simte producția respectivă. Da. Așa mai dacă am luat acum de la început... Dar mi s-a propus măcar? Să ce? Să fii și voi prezent pe platforma aia? Mie personal nu. Nu. A, dar nu vreți? Nici n-aș vrea. Adică nu n-aș vrea. A, ok. Da, okay. Nu. Okay. N-are rost. Adică, din punctul meu de vedere, n-are rost să iau, știi, de la capă, să nu știu ce, să adun bază de date. A, nu, eu mă gândeam doar să fie într-un loc, într-un singur loc, toți. Toți buni. Toți, cu toți, cu Bobonete. Ca să fii și plătit. Da, și plătit. Mă gândeam așa într-o lume ideală, știi? Adică o să fie o platformă de comedie românească. Și tu să-ți alegi pe cine vrei să-l vezi. Exact, nu? Da. Fiecare să aibă canalul lui pe platforma aia. Sau cumva, știi? Uite, de exemplu, atunci tu nu mai ai acces, dacă ești un comedian mai tânăr, n-ai acces la toți oamenii. Adică nu te pot vedea 300.000 de oameni, că mi-e greu să cred că o să plătească 300.000 de oameni abonamentul ăla. Da. Și atunci te închide un pic. E fain conceptul, e foarte fain și ar fi minunat să mi-a plăcut, știi, dar după aia când am văzut că ăla nu e, păi dacă stai mă, că nu sunt decât vreo
20% din tot. Tu ai și eu te cunosc pe tine, tu ai și pornire de dictator, să-i strângi pe toți, să-i tragi la fel, știi, să-i accesezi pe care vrei tu, când vrei tu, să nu-i cauți așa dezbinați prin lume. Publicul să fie dictatorul, publicul să vă găsească într-un singur loc, exact. Asta nu te oprește să evoluezi, că spuneai tu că te strânge un pic. Nu te oprește să evoluezi, să ai spectacol. Dar nu, voi tot ce faceți separat, în ideea ta ziceam, nu să faceți... Online. Da. Aia. Și nu să faceți ceva special pentru Pavel. Ce faceți voi, proiectele voastre separate? Fiecare merge să fie puse acolo, vărsate toate într-o grămadă, știi? Da, da, concurența e mișto. Adică să ai podcastul ăla cu podcastul ăla, să te duci în 10.000 de... Ca așa, uite, ar fi mișto și ca toate filmele și toate proiectele să fie pe Netflix. Dar nu sunt. Da, ai și aia, da, uite, că Netflix-ul ia de la HBO și de la alții și de la... Da, fac, da, mă rog. Da. Poate că e utopic, am zis și eu, na. Ce să zic și eu la ora asta, dacă tot m-au pus oameni? Dar noi oricum le urăm mult succes și da, chiar ne bucurăm pentru ei și un pas mare. Fie că o să meargă, Doamne ajută, fie că nu o să meargă foarte mulți ani. Eu știu că voi sunteți prieteni, adică nu sunteți da, în niciun caz, nu sunteți în dușmani. E un pas excelent pentru comedie și felicitări pentru curajul pe care l-au avut, într-adevăr. Până la urmă așa s-a întâmplat și cu filmele. Până nu și-au dat mâna câțiva care să creadă în proiecte și să financeze și de aici să crească toată industria asta. Și uite că s-a ajuns totuși să vorbim de o industrie aproape reală de adică o cinematografie românească, da. Care produce exact de la an la an din ce în ce mai multe filme. Mai bune, mai proaste, important e că se fac. Exact. Și că rostogolesc treaba asta. Mi se părea că și asta ar fi o idee. Da, aveți emoții, nu mai aveți emoții. Ba da, da, fiecare dată. Adică chiar și la săli mici de Sala Palatului, până la urmă e Regina, nu? Nu, mai e aia de la Cluj. Mai e, da, arena de la Cluj și acolo sunt, am făcut acolo la 8600... Nu, 7800 și ceva, aproape 1000. Mai mare decât Sala Palatului. Da, da, da. Aproape dublu, da. Mi se pare că e cea mai mare sală acoperită de la noi. E cea mai mare, da. Da, am făcut în același timp la Chișinău Criș, simbolic cumva, am făcut pentru... E ca finala managerului nostru și am făcut la 50 de oameni, acum 2 săptămâni. A fost foarte fain. Se poartă oricum. Vine pe fiecare om în parte. Tot așa sunt, 50-100 de oameni. E cel mai greu, dacă poți să faci să râdă 30-50 de oameni. Da, erau toți... Publicul era pe scenă, erau mai mulți atinte. Suntem mai mulți pe scenă decât tu. Dar eu am emoții fiecare dată. Am emoții și la 50 de oameni, am emoții și la 5.000, fără nicio... Cum a mers specialul la cinema? Că n-am mai vorbit de mult. Domnul Dan... A fost o premieră să ai un show de stand-up în stăl de cinema, nu? Specialul din ce am vorbit noi atunci, parcă era o premieră. Peste așteptări, adică nu pot să-ți dau cifre exacte. Dar vă zicem că n-am venit cu bicicleta în seara. Sincer, bine nu i-am mers. Uite ce plovă rupt are cu el. Haidele mele de partaj. Deci ăsta ar fi primul criteriu al încasărilor. Dar aici îți dai seama că a fost bine. Intrările, adică așteptările noastre, că nu s-a mai făcut așa ceva niciodată, erau undeva pe la 18, hai să zicem 20.000 de intrări în toluri, cât l-ai fi ținut acolo două luni lejer. S-a dus mult, mult, mult peste, mult peste. Adică 100.000? Vezi tu, uite-l cum faci. Plus, minus, minus, plus. Nu mă rog, eu vorbeam de public, mă, nu dă bani. Nu, s-a dus, din punctul meu de vedere, s-a dus ca la încasările unui film... Ok, adică... Bun. Nu top 1, dar... Știi când veneam Vârciu pe aici, zicea de cât a dat, cât a scos... Cât... Da, exact. Știi? Oricum, în cinema s-au jucat și piese de teatru. Eu am fost și am văzut piese de teatru în sălile de cinema. Deci e o obișnuință oarecum și foarte tare că se întâmplă. Da, pentru prima oară un special proiectat. Știi, un stand-up. Nu, da, mă refeream strict la... Nu, nici nu mă gândeam la bani, mă gândeam la numărul de... De câteva zeci de mii de oameni. De oameni, știi. Zeci de mii de oameni, da. Acum la Sala Palatului e material nou. Material nou care nu s-a mai văzut la tine la club, nu? Sau cum materialul oricum este făcut la club. Adică tu practic e testat la că tu n-ai unde să-l faci altundeva, știi? Materialul e făcut la club. Noi acum mai lucrăm cât mergem în țară. Adică când mergem în țară, noi lucrăm în timp real. Mai testezi o glumă aici, o glumă acolo, nu știu ce, și îți faci setul. Dar ele sunt testate la club. La club în cap un număr limitat de oameni. Înțeles, acolo e cea mai mare sală din București. Dar sunt glume pe care nu le poți vedea altundeva. Nu le vezi, n-au fost nici la cinema, n-au fost nici în alte special, n-au fost e totul special făcut. Există riscul să mai fi văzut părți din show doar cei care au fost și la club.
Da, da, zi, dacă da, au, da. Și dacă au fost la Dar în mare parte să zicem că tu ai fost în ianuarie. Da, corect. Eu până în aprilie, nu de două luni, știi? Da. Adică, sau și din decembrie și mai oricum, umblat, așa. Formula asta la care o să ne vedeți la sala Palatului foarte rar. Să, adică, cu siguranță n-am fost la club. Da, să zicem că ai văzut doar la Anelu sau doar la mine sau doar la Cătălin sau la Gherghe. La club ai 15 minute de obicei. Da. Aici e jumătate de oră. E altceva. Da. Ai de fiecare, știi? Da, e adevărat. Și vorba ta, nu cred că a trecut toată lumea care va fi la sala Palatului. N-ai cum, nu să stă, mai cum. Cum. Și a pregătit și o surpriză Cătălin, o să și cânte. Nu cred. Nu. Eu încerc să-l convinc. Asta chiar asta. Eu încerc să-l convinc. Nu e dor de Dan Badea. Credeam că te-ai ajuns blestemul Dan Badea. Nu. Oameni! Oameni! Și nu știu dacă a mai făcut cineva, dar vreau să fie o sală circulară. Da. Păi și cursurile de chitară și de pictură, de ce le Eu vreau să-l convinc să intre cu motorul pe scenă, dar nu vrea. Ce tare ar fi. Da. Pune, el fiind și începător, pune că la zidul morții, pune o bilă de aia care se întrede. A plecat aseară de la club. Totuși să nu rănească câteva rânduri din sala Palatului. Să meargă pe un cerc la zidul morții. În 14 minute a ieșit aseară de la club, gangura de la club. Am vrut să-l văd cum pleacă pe răuși. Bă, dar ar fi frumos să arătăm noi. Avem, mă, Aido, cum să arătăm noi, motocicleta lui Bordea achiziționată din banii de coiniță. Ce, domnul, da, pă, dar eu... Ieri. Nu scriu poezii, din poezii trăiesc. Din economii. Din vânt peruci. Rima, merge mai bine rima albă sau aia împerecheată? Aia împerecheată cred că nu-ți mai iese. Nu mai e clar, dar mine nu mai merge împerecheată, gata, la revedere. Cu împerecheată ai dat, cu împerecheată ai dat faliment, da. Aia împrietenită merge. A venit potențiala ta iubită la noi și ne-a spus că nu e. Cine? Nu e iubita ta. Care e potențial? Cine? A, Olga. Care din el? Presupusa ta. Am văzut-o, Mi-a trimis mesaj să mă uit, m-am uitat. Apropo. Foarte drăguț. Apropo. Toate emisiunea am avut senzația că m-am mințit, dar suntem prea buni prieteni. Dacă... Eu recomand, domnule. Și n-ar fi prima, adică de când m-am angajat, tu lucrezi aici de mult, adică tu lucrezi în presă de mult. Nu, practic lucrez de la început, nu de mult. Să știi, domnul Dan, că eu recomand doamnelor și domnișoarelor să vină la sala Palatului. Eu am un număr în care îi caut domnului. Asta zic, e și un fel de matrimonial. Da. Eu am, da, fac un fel, e un fel de mireasă pentru chelul meu, și pe care fac live. Și s-ar putea, bă, a și funcționat tot dat de două ori, nu dăm nume, nu dăm locații, dar nu știi. Deci eu zic să vină, doamnele și domnișoare. Și valțul Miru va fi în noată cheluțul. Asta e noaptea anunții. Am înțeles, da. Dacă există și această parte de interacțiune aproape divină cu publicul, da, e clar că cineva nu te iubește. Adică dacă îți caută partea... Cineva clar nu te iubește. E un fel de triaj. Eu numai la tot vreau să văd motocicleta, să o vadă oamenii, pentru că e mult prea frumoasă. Dar și că după publicitate scoatem mobila afară și te... Vrei să dai o tură pe curte să vadă lumea? Tot când platul aici, am să o bag aici. Vrei ca prima ta căzătură să fie televizată? Dar are dreptate, chiar aș vrea să-i mulțumesc unui prieten motociclist mai cu experiență, care a venit ieri cu mine să mă protejeze prin trafic, să mă scoată de la... Ieri când am luat-o prima. A, ieri când ai luat. Da, dar ești să ții cură, adică nu e... Dacă la mașina nouă întotdeauna mi-a fost frică, la mașină, zic, bă, cum ar fi să o bușesc în prima zi? În primul rând, ca idee, cât de tântălău să fii în prima zi să zbori mașina. Cât de ghinionist. Da. Da, păi, cu motorul. Și tu ai făcut școala de ceva timp. A făcut școala, da. Și cred că n-ai mers. Mi-a luat ori în plus. De câte ori? Păi nu zic, a făcut-o de ceva vreme. Mi-a luat ori în plus. Eu m-am dus cu instructorul, l-am dus la manet, l-am dus să-și fac cumpărăturile. Adică am stat la... L-ai luat de la manet între timp? Am stat la coadă. Dar ce n-ai făcut? De ce n-ai făcut Uber? Uber pe jos. I-am mers mai mult pe jos, practic. Livrări, Glovo. Puteai să ții o să contei de la spate. Doamne, vreau să mai prind experiență. M-am angajat la Glovo. Eu prind experiență cu motorul. Dar îți recomand. Acum îți mai e frică după 30 de ore? Nu. Bă, cine citea Moian? Stai că acum am văzut. Ce? Cătălin, domnul Cătălin citește Moian. Ai rămas de la mine, mă? Cu... Ce-am citit? Moian. Moian? Da. Mi-a luat și Apocalipsa acum. E bună de spătat. Da. Că să încep aia așa, dar mai am trei. Am terminat-o prea, dar știu că Moian, cred că ți-am dat eu obosit de viață, obosit de moarte. Da. Ai rămas cu... Păi și-a devenit una dintre cărțile mele preferate. Bă, cine zice, mă, că la capatul se discută despre... Cine zice, mă, că sunt oameni acum care au deschis televizorul și zic, băi, vorbesc despre Moian, despre... Moian.